Bun, frate. Până la 30 de giga pot să fac? A, atât am pe spațiu, am înțeles. Ok. Bun. Atât am pe hartă aici. Ok. Să văd care e faza, frate, cu bandii cam ăsta, pana mea. Hai să instalăm repede, să facem ce avem de făcut. Că mai târziu poate să mă apuce crizele și e nașpa. E nașpa dacă mă apuc mai târziu crizele. Bandicam, Half-Life 2 Deathmatch, ok. Așa. Asta e... Ce e setup? Ah, ok. Punem pe F. Games. Da. Și care e parola masă? Free Games www. Să mă arămăta că nu e asta parola. Mamă, să-mi bat picioarele. Unde frate, unde am umblat eu la? Așa. A, www.freegames.net. Așa, frate. Gata. Hai că am găsit parola. Estos. Gata, frate. Nu mai descărca încă o dată, tati. O, bă. Opa, băiatule. Bun, ca să instalăm Botrix, vă arăt eu cum facem acum. Să putem să jucăm cu boți online, offline. Half-Life 2 Deathmatch. Stați un pic, am aici niște configsets. Ce pana mea caută asta aici? Stați un pic să ștergem căcatul ăsta. Așa. Half-Life 2 Deathmatch, setup. Ok, English, da. Da. F Games Half-Life 2 Deathmatch. Bun. Bun. Instalăm Half-Life 2 Deathmatch. Sper să nu-mi găsească virusul vreun folder dubios. Că ăsta ar trebui să fie ok, că nu e de pe Pirate Bay. Și după aia vă arăt cum să instalați Botrix-ul. E foarte simplu, frate. Și ar trebui să meargă pe varianta asta, că m-am uitat pe un video mai vechi de al meu și am văzut că e instalat corect. Pana mea, și mai jucăm niște Palworld, vedem noi ce mai jucăm. Poate niște CS2, cine știe. Să văd cum mă simt, nu știu. Nu garantez nimic, până la ora 12. Deocamdată sunt ok-ish. Ok-ish. Nu pot să garantez nimic. Că starea mea de schimbătoare încât nu am cum să controlez acest fenomen numit voci și schizofrenie care le am eu. Sunt foarte greu de controlat. Nu găsesc o soluție permanentă pentru ele, știți? Aia e chestia. A, că abia 23 de mega s-au înregistrat. Am crezut că m-am înregistrat deja 1 giga. E bine. Bun. Bă, e important să-mi termin treaba pe dimineața asta, că după aia nu mai contează. Că după masă mă odihnesc. Mi-au pastilele și mă bag în pași, ascult Deep Purple sau Pink Floyd. Și spre seara așa poate mă mai lasă. Dar ideea e că trebuie să-mi facă acum ce am de făcut, testele care le-am de făcut. Până mă apuc crizele, că vreau să înregistrez ce e important și să urc pe YouTube. Că nu mai vreau surprize. Și cu Tony nu reușesc să laborez, să bage în căști. Aia e problema lui. Îi place să stea tare în boxe, nu știu cum îl suportă vecinii.
Că mie nu m-ar suporta nimeni dacă m-aș băga în boxe, dacă aș vorbi cu cineva pe Discord mai ales și aș avea laptop, chit care avea microfon și tot ce trebuie, și speakere, n-aș, nu mai ține speaker. N-aș suporta să stau un speaker, să mă facă gălăgie în jur jocul pe care îl joc sau asta. Nu știu, frate, mi se pare nașpa. Nu știu cum suport el chestia asta, dar eu nu o suport. Eu sincer nu o suport. Dacă o suportam, ziceam, dar nu merge. Am încercat să mutez Discord-ul cum am putut, dar nu există soluție pentru treaba asta, că mie mi-a desktop audio aplicația mea de Botrix 101. Bun, mergem aici la Botrix 101 downloads. Deschidem arhiva, da. Și avem prostiile astea, da. Astea le copiem. Astea toate le copiem, da. Le copiem în F. Deci în F. Games. Half-Life Deathmatch. Half-Life 2 MP. Deci țineți minte, Half-Life 2 MP în folderul ăsta. Dăm drag and drop aici și voilà, s-a instalat modul Botrix. Gata. Și acum ar trebui să meargă pe versiunea asta, că eu am fost o versiune mai veche a jocului și n-am mers. Și acum lansăm Half-Life 2 Deathmatch. Punem un shortcut aici. Așa. Acum intrăm pe joc. Lansăm jocul. Așa se lansează. Mi-a păstrat, văd că mi-a păstrat rezoluția și detaliile, ceea ce e foarte bine. Bun. Create server. Asta trebuie să meargă. Resistance. Asta e harta mea preferată din Half-Life Deathmatch. Și deschidem consola să vedem dacă s-a dat enable la mod. Asta e o versiune pe care ar trebui să meargă modul de obicei. Bun. Botrix. Ia să vedem. Botrix enable. Bun. Ia uite. Ia uite, bă, cam aici. Ce vorbești, bă? Ce vorbești, bă, tati? Ia uite, bă, cam aici, bă, băiatule. O, bă, frate, bă. Ia uite, bă, fratele meu. Ce vorbești, bă, tati? Mergeți să jucăm Half-Life Deathmatch, în sfârșit, cu aia. Mergeți să ne măcelărim cu ăștia pe aici, pana mea. Da, pe varianta asta merge de Half-Life. Asta e mai recentă. Ia uite, bă. Dar sunt bun rău, boți. Sunt bun rău, boți, frate. Sunt buni rău, boți. Deci, pot să zic că sunt mega șmecher, frate. Ce mișto e aici, frate. Deci, chestia asta de hartă, porțiunea asta de hartă. Ia uite-l, bă, ce m-a luat. Fratele meu. Bă, dar ce bine trag boții ăștia, să mă apuc picioarele. Bă, dar trag incredibil de bine boții ăștia, să mă apuc picioarele. Ia uite, bă, ce m-a luat acolo. Shotgun m-a luat. O, bă. Ia uite, bă, ce m-au luat, frate. Bă, ești nebună, rău. Deci, porțiunea asta de hartă îmi place de mor. Aici. Aici mi se pare genială chestia asta. De afară. Porțiunea asta de afară mi se pare genială. Pentru asta am instalat. Nu e că m-a luat și ala. Bun. Și tot așa, frate. Ați înțeles, voi, cam care e șmecheria. Și mai avem una underpass. O băgăm și pe asta. Deci, în sfârșit, am rezolvat problema cu Botrix. Bun. Da. Botrix, botat. Bun, așa. Botrix, botat. Și la revedere. Botrix botat.
Ia uite-l, bă, fratele meu, ce mai e asta. Să mă apuc cel. Stați un pic, că pentru varianta asta de joc există și Ravenholm. Half-Life 2 Deathmatch Ravenholm. O să luăm harta imediat și o jucăm și pe aia, frate. Half-Life 2. Download for Half-Life 2 Deathmatch. Uite, Ravenholm for Half-Life 2 Deathmatch. Ia uitați-vă ce mișto e. Dar parcă nu e asta. Sau e asta? Asta era? Ia stați un pic să vedem câteva detalii. Preferam Night Version. Sincer, preferam Night Version. Da, era pe Day. E remake după Ravenholm, harta asta. Ravenholm Night. Ia să vedem, mă. Half-Life 2 Deathmatch Ravenholm. Half-Life 2 Deathmatch. Stați un pic. Deathmatch maps, uite că avem ia uite, bă. Ia uite, bă, ce hartă. Cum se numește asta, frate? Asta cu palmierii. Trebuie să o găsim, în pară. Dați un pic să ne uităm bine pe tot pe aici. Da, să facem bookmark la pagina asta. DM Greenhouse. Asta să fie oare? Nu e asta. De Montana. Na. High school. Nu e asta. Prima City, bun, Steam Workshop Downloader. Workshop Downloader, așa. Steam Workshop Downloader. Uite aici, frate. Uite, vedeți? Nu, download.
Așa, frate. Chip. Da. Bun. Și ca să punem harta. Avem harta aici. Bun. Deci avem. Avem harta aici. Așa, o punem pe desktop. Dați un pic. Că ar trebui să fie ceva gen CS. Uităm pe 167. Bin. Open with. Legacy. Extractul. Dați un pic. Să mergem în Half-Life 2 folder, să vedem cum arată structura hărților din Half-Life 2 MP. F. Pe Maps. BSP. Asta nu e BSP. Asta nu e BSP, frate. Download Frame City RP. Getty mod. Păi nu e Getty mod, frate. Nu merge. Nu știu, stați un pic să vedem. S-a mort cu aia că a fost error data pula mea. Nu e BSP. Nu e BSP, frate. Nu e BSP. Na. Tot pe Game Maps găsim aici. Ia, hai să căutăm Ravenholm. Hai să căutăm cu Ravenholm. Văd că nu prea sunt multe hărți pentru Half-Life. Strip Club. Uite, asta e mișto, frate. Aha. Asta e o hartă mișto. Fați un pic să vedem dacă descarcă. Așa. Îi dă descarcă. Bun. Strip Club. Asta e o hartă interesantă. Care ar putea să atragă atenția. Bun. Uite, mă, BSP. Așa. Așa, frate. BSP. Nu ce mi-apărea mie acolo. Games. Half-Life Deathmatch. Half-Life Deathmatch. Half-Life 2 MP, Maps. Și punem aici. Pac.
Ia uite. Așa, frate. Și dăm pe aici să vedem ce mai găsim. Îi dăm pe aici. Îi dăm așa la... Diema Bis. Basildon Hospital. Ravenholm nu-mi place. Dacă era pe noapte, îmi plăcea mai mult, dar nu e pe noapte. Uite că mai avem hărți pe aici. Dar sunt aceleași, bana mea. Nu, sunt aceleași. Doar strip club-ul e mișto. God's Office. Asta e Red Style. Nu-mi place Red Style, frate. M-am săturat de hărțile gen Red. Nu mai sunt fan al hărților în genul Red. Mapper pe round down. Da, păi strip club-ul era mișto. Nu găsești multe hărți pentru Half-Life Deathmatch, din păcate. Dar să vedem cât a făcut... 1,5 giga. A, păi bine, frate. E bine, înregistrează puțin asta, nu înregistrează mult. Nu mănâncă mult spațiu. Ca să facă înregistrările la calitatea bună, mă refer. Hai că intrăm acum pe joc. Ia uite, strip club. Și într-adevăr merge harta. Așa, frate, cum acel. Așa, frate, mă, cel, tati. Ce m-a luat? Bă, dar ce trag ăștia să mă picioarele. Bobo. Da, e micuță harta. Dai mișto. Care a tras mobul, băiatule? Felix.
stă și aici. Mamă, ce iarbă aici, ești nebun la cap. Arată, bă, pot să stau pe clădire. Ce chestie. Să-mi luau picioare. Ia, mai sunt ăștia pe aici? Bă, s-au dus boții. O, am luat pistolul. Bă, dar se mișcă prea repede botul ăla, să-mi bat picioare. Era bun pistolul ăla, frate. Six shooter-ul ăla. Era genial, frate. Dar nu... Uite, bă, ce m-a luat. Da, harta merge. M-a lămurit. Bun, harta merge. Ok, stai un pic să închidem folderul ăsta. Și apoi pentru CS2, nu știu, hărți. Ce să mai luăm? Hai să intrăm pe CS2. Uite că acum că m-am încăcat, mă apucă foamea să-mi bat picioarele. Exact ce nu-mi doream. Bărâbă.
Hai să mai facem un quick check pe workshop, să vedem dacă mai găsim hărți șmechere pentru jocul ăsta. Acum când mă simt ok. Nu mă joc acum Power World când am chef de el. Am văzut oricum insulele și ce am avut de văzut. Nu vreau să... Nu vreau să stau acum de ele. Vreau să-mi iau hărți pentru CSGO. Pentru CS2. Vreau să văd toate hărțile care mi se par interesante și să le... Să le testez, să le... Frec un pic. Engage. Asta e cu expoziția de mașină interesantă. Asta am luat-o. Sunburn, e genială. Asta o să fie will be present, mare texturi. The Legends. Ce e așa special la harta asta? Eu nu văd nimic special la ea. Că luăm așa pe fuguți. Mai ales astea care sunt cotate cu 5 stele. Dust Water. Cu vile, cu piscine, cu d-astea. Vedem ce găsim și noi. Dăm subscribe la asta. O testăm să vedem dacă merg boții acum. După ce a făcut update. Ar fi mișto să meargă boții pe ea. Că aia e una dintre hărțile mele preferate. McDonald's. Football field workout. Citadel.
asta o știu deja. Nu mai au pe asta. Asta pare să fie destul de medievală, nu mă omor după ea. Asta e prea simplu, ță.
ca o hărți cât mai merite și cât mai specială. Da, și deci nu mai sunt foarte interesante. Hai să o punem și pe asta. Electra City. Da, pula mea, știi ce răbăreală. Pula mea, hai să vedem ce putem să testăm. Hai să începem cu Estate. Deathmatch, bineînțeles.
CSS state. Ok. Ia uite, avem avem aici o canalizare. Avem aici o piscină. Facem niște. Și aici o piscină. Da, mișto hărta. Am văzut-o în linii mari. Nu stau acum să le joc în detaliu, să joc un meci întreg, mă refer. Că mai am și alte hărți de testat. Că mai la câteva de aici. Ostroiec Hide and Seek Casual. Ia să vedem dacă punem pe casual. Harta asta nu are. E o hartă mișto așa să o... să o vezi, dar de hide and seek nu e de... E foarte bine realizată, dar nu are... Nu are boți. E hide and seek only. N-au făcut niciun fix la asta. Cu boții, da. O țin acolo, că nu contează, nu mă deranjează vizual. Dar nu poți să joci cu boți pe ea, deci nu e. Nu e, frate. Estate, Highland, ce este Office, Marginota, o știu. Electra City. Hai să vedem Electra City cum e. Marfa e texturată pe ta.
Da, e mișto harta. Merge acolo de plictiseală. E faină. Mamă, ce headshot am dat. Deci avem și o apă. Bă, cu pistolul mă face ăla, bă, pe mine. Cu pistolul mă face, bă, băiatule. Doamne ferește. Le-am văzut pe toate. Am trei și le-am văzut pe toate. Toate de aici au fost testate. Asta cu Rio e mișto. Zoo e mișto. Sunburn nu e mișto. Asta cu football e mișto. Resort-ul e mișto. Rio Dom. Asta e și mai mișto, care trebuie de fotbal. Estate-ul, să zicem că merge. Zoo e mișto, iar Mansion-ul o știți deja. Sunburn e preferata mea actuală. Dar nu joc acum că nu mă simt în stare prea mult așa, pentru mult timp, că vreau să îmi iau pastilele. Care nu le-am luat dimineață. Și dacă nu le iau, e jale. Dacă nu le iau, este jale maximă. Nu pot să vă descriu în cuvinte de câtă repetiție pot să am parte. Deci e trist, fraților. E trist grav. Acum la 12 se iau pastilele. Că dacă le iau mai târziu, pe urmă, iar nu mă lasă vocile cu orele și o să fie o adevărat. Dwarf Forest.
Wurzdorf. Ia să vedem cum e asta. Are păduri ceva? Să doar așa. Doar forst. Bă! Dar să nu fie turn-based. Bă, arată bine pădurile. Bă, looks promising, îl iau. Cât are? 3,8 giga? Bă, ce vorbești, bă, tată? Bineînțeles că lung, am 100 de giga în pana mea. Looks promising. Hai, mănânc ceva, mi-au pastilele și peste oră două ne auzim, da? Bă, răbă.